Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Să vă arăt niște căpșunei aici. Ne se fac foarte bine. Sunt foarte gustoși. Și aștept să vină nepoata să le culeagă. Ei îi plac foarte mult. Aștept să vină un colet de la Depal Express. Nu prea comand eu de pe internet, dar am trebuit ceva și nu am găsit nicăieri și atunci am apelat la AliExpress și a venit comanda în 8 zile. În 8 zile mi-a venit comanda. Asta, bine, că am făcut comandă de mai multe produse, aproximativ 10. Că nu știți cum e, dacă intrați pe un site sau intrați într-un magazin, sigur nu o să cumpărați doar un singur produs. Așa că mi-au mai plăcut unele lucruri, le-am găsit la preț foarte bun și mi-am comandat. O să-mi vină mai multe în mai multe tranșe, dar acum să vedem, nu știu exact care dintre comenzi o să-mi sosească astăzi și o să o atașez la acest început de filmuleț. Îmi place să încep așa și mă gândesc că și vouă vă place. Acum urmează să sosească, m-a anunțat că trebuie să sosească și continuăm cu inboxing-ul. Ce ai, ce o mătură? Ce mătură? Că n-am comandat nicio mătură. Ce să mă o mătură? Oare ce e acolo? Hai un inboxing. Oi, oi, oi. Deci trei colete trebuie. Trei colete. Trebuie să am în total 10, dar mi le aduce așa pe rând și am găsit la prețul convenient, deci dacă le-am pus direct și le-am plătit. Ce câte ceva țibilduri aici? Nu știu. Desfă. Rupe punga și hai să facem inboxing. Da. Deci siliconile aia să faci alea. Da. Deci astea sunt ca să faci dantelă comestibilă, dantelă din gelatină. Din gelatină. Da, îi pentru dantelă comestibilă. Delicat, că e foarte bine împachetat. Hai să vedem ce e aici. Vezi? Ceva mic, ce lote? Nu mai știu care ar putea să fie. Dar rupe oriunde. Nu poți? Pot, dar nu vreau. Ia să vedem ce avem noi aici. Deci asta e dată. Becul, la ceva becul? Nu-i bec, că nu știu. Îi, cred că testerul de apă. Nu, îi suportul pentru scobitori. Și ăsta e scobitorile. Și mi-a dat și scobitori. Scobitor, da. A, deci mi-a dat suportul. Deci scobitor din astea. Și asta e suportul pentru scobitor. O să vi-l arăt imediat. Ia să vedem. Înseamnă că este... Asta e fragil. Bun. Asta nu știu, poate băgăm... Da, poate împachetăm ceva în ea. Îmbolcăm ceva, e foarte bun. Da. Bun. Ultima bucată. Ultima bucată, să vedem. Ciudat împachetat. Da. Foarte ciudat împachetat. Ce? Nu mi-aduc... La mărimi asta nu știu. Așa, e ceva foarte... Deci chiar nu știu. Ceva foarte interesant. Ce-i asta? Nu știu ce-i comandat. Nu mi-aduc aminte să vie și am balat așa. Nu-i tapet, n-ai luat ceva tapet? Nu știu ce. Nu, n-am luat. Oare ce poate să fie asta? Să vede. Deci chiar nu îmi aduc aminte, desfăl. Deci chiar nu mi-aduc aminte din tot ce am comandat, ce poate să fie sub forma asta.
Ia să întreb că seamănă cu un tapet. Ai luat, ai zis că ai luat ceva tapet. N-am zis, nu. De ce mi-a lucrat că ai zis? Nu, nu iau niciun tapet. Ce tapet să iau? Hai să vedem. Uite-te, negru. A, știi ce e asta? Nu-i tapet. Nu. E piele, desfăr și acolo. A, pentru cărticica aia. Da. Nu mai desfac, lasă-l cum știi. Dar vreau să-l desfaci totuși. Uite, asta, exact acolo taie el. Îi piele, cred că e artificială. Am o carte din lemn și vreau să-l îmbrac cu pielea asta. Da. Bun. Am văzut multe reclamă cu pielea asta, pui. Inboxing-ul făcut. Da, inboxing-ul făcut. Bun, imediat vă arăt și scobitorile. Bun, acesta este un silicon. Tot am văzut pe internet și mi-a plăcut foarte mult ideea cu dantelă comestibilă, dar trebuia suport pentru el și am văzut că este pe AliExpress, sub 1 euro a fost și ăsta, a fost sub 1 euro. Uitați ce frumos e. Și se face din gelatină și se pune pe torturi, pe prăjituri. Poți să faci mai multe. Acum să vedem cum o să mă descurc ca să și fac, n-am făcut niciodată, am văzut doar pe internet și mi-a surus ideea și o să încerc să fac. Dacă ați făcut careva, poate aveți o rețetă de gelatină care s-ar potrivi în, pentru ceea ce doresc și să încercăm să vedem cum va ieși acesta. Cu acest silicon, o dantelă comestibilă. Bun, așa, cum am spus că asta e ceva imitație de piele și să vă arăt pentru ce l-am cumpărat. Am o idee, sper că o să-mi iasă bine lucrarea. Am cumpărat această carte. Uitați, avea culoarea lemnului. Exact așa arată ca o carte, uitați. Dar nu e carte, că e o cutie. Uitați ce frumoasă e. Deci așa a fost, se vedea lemnul. L-am cumpărat din târg cu 50 de cenți. Și m-am gândit ca să-l îmbrac în piele. Și așa în bibliotecă o să stea foarte, foarte interesant. Și atunci o să pun această piele pe carte, că e autocolant și eu zic că o să arate foarte bine, părerea mea. Acum să vedem cum mi-a și ieșit, că eu nu sunt creatrisă ca nepota, dar o să mă strădui să iasă bine. Ea zice care degete de creatrisă. No, face și niște tablouri cu biluțe și de aceea zicem așa. Să aduci tablou să... Da, adu-te rog tablou să le arăt ce tablou a făcut nepoata, ce a făcut-o special pentru, pentru noi. Deci, de ce am luat asta? Piele așa am vrut să vă arăt și vouă și o să încerc să fac cartea să și filmez. Chiar nu mă pricep deloc, dar sper să-mi iasă ceva. Și tablou, stai așa, așa, uitați ce-o făcut. Așa, mulțumesc că mă ajuți. Îs niște mărgeluțe. Uitați ce frumoase și le-au pus. Și am sfătuit-o eu ca să scrie acolo Maya, că așa o cheamă Maya, 2024. Uite ce fain se vede pe cameră. Exact 2024. Deci bine, au fost biluțe, frumoase, cu biluțe. Și uitați cu ce frumoase. Și o să caut o... Asta a făcut-o pentru bunul și bunii. Da. Foarte, așa, de aici se vede foarte bine. Zici că, zici că e broderie sau cum îi spune de la, nu știu. Da, de aia cu sută închelin. Da, ceva super de genul. Frumos, o să caut o ramă și o să... Să punem în ramă. Da, o să pun în ramă. Să vă arăt și suportul de scobitori. Sunt niște scobitori speciali. Am dat și eu de ele copiii, mi le-au arătat și am încercat. Mi s-a părut că e super. Poți tu să-l rup, te rog, dragul meu, că... Eu nu pot. Scurs scobitorile. Ce? Da, dar și asta vreau să le arăt.
așa dacă poți să-l desfaci. Da, am acest scobitor, uitați. Deci eu folosesc scobitor de astea de ceva vreme. Și aveam doar așa suport pentru o scobitoare. Aici este ață. Dacă se vede. Și aici e scobitoarea. Și foarte practic. Nici eu n-am știut, dar copiii când am fost pe la ei, le-am cerut o scobitoare de asta mi-o dat. N-am avut alta. Poate nici n-aș fi... Sunt un pic conservatoare, că nu prea încerc lucruri noi. Așa se spune. Da. Da? Dar, n-având altceva, m-am folosit de el și mi-a plăcut foarte mult și atunci, de o vreme încoace, folosesc și eu scobitor din astea. Și am văzut că este și suport pentru scobitor. Haideți să-l vedem împreună, doar, deci, pe site l-am văzut. Am dat pe el un euro și ceva, nu mai știu. Euro și 15 cenți, cam așa parte. Are și oglinda, wow. Ca să te vezi, să te scobești între dinți. Uitați tare. Ce tare îi. E tare. Așa-i? Da. Și pus acât să... Nu. Și așa, deci da. Aici se apasă pasta în sus și îți iese o scobitoare ca să o iei de acolo. Uh-huh. Opa, să o bag acum înapoi. Intră, nu știu câte, poate intră 10 scobitori, să vedem, se vede acolo, se vede ceva. Super tare. Rezerve. Da, și mi-a dat și rezerve, uitați. Foarte tare. Oricum am multe, dar astea nu strică niciodată, uitați, mi-a dat și rezerve de scobitori. Și toate au fost un euro și un pic. Uitați. Deci asta e partea asta, e scobitoare și aici este fir ca să... Ață. Ață dentară, da. Super tare. Vai, ce mă bucur pentru astea. Super, super. Și acum am suport. Și asta am poșetuca mea, ce bine la călătorie, da, eu folosesc. Mașină. Da, eu folosesc scobitori și îmi place foarte mult. Și oglinda asta de multe ori te ajută. Bun. Și să termin filmulețul cu meniul zilei. Îi o supică de salată cu ou, cartofi noi din grădina, cu cașpane. Ce-am pus noi? Da, exact ce-am pus noi. Hai, dragul meu, la masă. Deci ăsta e meniul de astăzi. Deci cartofii puși de mine. Da, da. Bun, să avem poftă, să aveți binecuvântarea Domnului peste voi și casele voastre. Amin. La revedere!